Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Ne apropiem de cuvântul Domnului, Evanghelia după Luca, capitolul 19. Vom citi de la versetul 41 până la versetul 44. Evanghelia după Luca, capitolul 19. De la versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul Său, aș vrea să mă rog pentru aceasta. Doamne, ne prezentăm înaintea Ta cu acest cuvânt pe care l-am citit și Te rugăm, Doamne, să ne vorbești prin el. Duhul Tău să fie la lucru în voie, să vorbească minții noastre, să străpungă inima noastră și să ne lăsăm cercetați de Tine în această zi a cercetării. Te rugăm, Doamne, să ne asculți, pentru că Te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori să vă vorbesc astăzi despre vremea cercetării. Textul este din Luca 19, momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Dar când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Biblia spune a doua oară că Iisus a plâns. A plâns pentru cetate și a spus: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Acesta este textul care stă la baza mesajului meu. Există o vreme a cercetării. Există o perioadă de cercetare. Dumnezeu o hotărăște pentru noi. Acum, ziua aceasta în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim a fost o zi istorică pentru Israel. Mesia le vizita orașul sfânt. Cetatea păcii, știți, Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Dar n-a fost deloc pace acolo. Orașul Ierusalim avea o istorie foarte zbuciumată. David a cucerit întâi cetatea atunci, Solomon a zidit templul, apoi a fost jefuit de egipteni, cucerit de Nebucadnețar, distrus de asirieni în 587, reconstruit în secolul 4 înainte de Hristos, cucerit din nou de sirieni, recucerit de Macabei, frații Macabei, evrei, în 165 înainte de Hristos și apoi din nou cucerit de romani la începutul secolului I. Acum, Iisus intră în această cetate specială, care până astăzi este un oraș special. Câțiva ucenici îl întâmpină, un grup de copii fac atmosferă. Alții însă, farisei, saduchei, cărturari, preoți, îl pândesc din umbră, întrebându-se: ce va face? Se va autoproclama rege? Va declanșa războiul de eliberare? Este o zi specială pentru Ierusalim și pentru Iisus. Cum să o înțelegem în economia planului lui Dumnezeu?
O zi în care regele divin, Fiul lui Dumnezeu, vizitează cetatea. Nu venea oricine, ci tocmai Mesia, unsul lui Dumnezeu. Trebuia să fie cea mai însemnată zi pentru evrei, dar ei nu erau pregătiți pentru o astfel de zi. Iisus a venit să ia pulsul națiunii, pulsul spiritual, evident. Și au loc două evenimente, curățirea templului și momentul cu smochinul uscat neroditor. Amândouă momentele, de fapt, arată diagnosticul spiritual, cum arăta națiunea atunci. Curățirea templului arată că poporul ajusese să se pângărească, o națiune irreverențioasă. Smochinul neroditor trimite la faptul că era un popor fără viață, fără rod spiritual. De aceea Iisus intră în Ierusalim să reabiliteze, să aducă pacea. Și Israelul respinge vizita singurului care putea să le aducă pacea adevărată. Ce contrast! De ce această zi este așa de importantă? Domnul Iisus este Cel care ne-o definește, nu noi. Am ales să vorbesc despre trei lucruri aici. Din textul, din cuvântarea Domnului Iisus Hristos. Primul lucru pe care îl observăm este că Iisus a plâns pentru cetate. Aceasta înseamnă că a fost o zi a compasiunii. Ziua aceasta a fost ziua când Iisus a plâns. Ziua compasiunii. Trebuia să fie ziua care să schimbe istoria Israelului. Dar Israelul n-a vrut. De aceea avem această imagine tristă când Iisus plânge pentru națiune. Știa ce va urma. Chiar dă detalii despre finalul tragic într-un fel de imagine profetică, pentru că Iisus vede dincolo de aparențe. Știm din istorie că evreii s-au revoltat împotriva romanilor care erau stăpâni acolo de ceva ani și în anul 66 au pornit o revoltă puternică. Împăratul Vespasian de la Roma îl deleagă pe generalul Titus să distrugă revolta. Acesta vine și în anul 70, după ce asediază timp de 6 luni cetatea, distruge tot. Unul dintre istorici, Iosefus Flavius, scrie despre masacrul care a avut loc în Ierusalim atunci. Au avut loc cruzimi de nedescris. Indiferent de vârstă, oamenii au fost măcelăriți. Indiferent de poziție socială. Iisus vedea toate lucrurile acestea, de aceea le spune: vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura, cu șanțuri te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Aproape așa a fost. Au rămas puține ziduri întregi. Dar ne interesează dimensiunea spirituală aici. În atitudinea aceasta lui Iisus zărim și un spirit patriotic. Iisus plânge pentru poporul lui. Da, își iubea poporul. Vedea, dincolo de distrugerile materiale care urmau să vină, sufletele celor pierduți în păcatul lor. Da, Iisus își iubea poporul, El a venit la oile pierdute ale casei lui Israel, spune El într-un alt context. Și această lamentație, plângerea Lui, trece dincolo de sentimentele patriotice. Ierusalimul nu era
locul doar pentru evrei, ci locul unde trăiau suflete. Pe Iisus îl interesa sufletul omului și lacrimile lui curgeau pentru aceste suflete pierdute, nu pentru zidurile care urmau să fie dărâmate. Această zi a fost ziua compasiunii. Ce înseamnă compasiunea? Înseamnă să simți cu cei în suferință. Aici Iisus ne arată partea cea caldă, umană din El, când plânge, plin de compasiune. De ce a plâns Domnul nostru? A plâns pentru păcatele făcute de popor, a plâns pentru calamitățile ce urmau să vină, a plâns pentru judecata care urma să vină peste acest popor, dar e mai mult de atât. El a plâns pentru sufletele acelor oameni. Iisus nu cred că aici forțează emoțional, nu ne sugerează să sacrificăm demnitatea mesajului Evangheliei pentru mântuirea oamenilor. Da, e bine să arăți compasiune și așa trebuie să fie, să arătăm compasiune pentru toți oamenii ca semn de respect pentru ființa umană, dar în același timp trebuie să păstrăm demnitatea Evangheliei. De aceea unii predicatori astăzi care încearcă să creeze artificial stări emoționale la limită, manipulează sufletele oamenilor. Pe Iisus nu-L văd făcând lucrul acesta. A plânge pentru sufletele oamenilor înseamnă să empatizezi cu acei oameni, să simți, adică pentru ei, să mijlocești pentru ei, să te rogi, să le dai un semnal că cineva îi iubește, că îi pasă. Dar nu mai mult de atât. Pe Iisus nu-L vedem sacrificând demnitatea, autoritatea persoanei Lui, mesajului cu care a venit de la Dumnezeu. E bine să ai compasiune, dar să ai compasiune cu demnitate. Acum, care e lecția? Prima lecție practică pe care o văd aici, din această zi a compasiunii, cum se mai numește. Prima lecție este aceasta, că vremea cercetării este o vreme când poți cunoaște compasiunea lui Dumnezeu. Există, adică, o perioadă de cercetare în care Dumnezeu își arată compasiunea față de tine. De exemplu, Dumnezeu își arată compasiunea, așa cum a arătat-o Hristos față de Israel, prin faptul că ne avertizează la vreme. Da, există avertizări care sunt binecuvântări. Dumnezeu poate să te lovească, poate să te pedepsească, așa cum a făcut-o, nu odată. Dar îți dă o vreme a cercetării. Această vreme este atunci când trebuie să ne cercetăm starea. Suntem cumva neroditori. Suntem cumva compromiși. De aceea Dumnezeu trimite mesageri din vreme să ne avertizeze la timp. Așa cum a făcut-o pentru Israel, a trimis proroci pentru popor, dar poporul n-au ascultat de ei. La un moment dat, în Luca 20, Domnul nostru spune o pildă, se numește pilda vierilor, când, într-un mod sigur îmbrăcat, metaforic, Iisus vorbește despre faptul că un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri, a plecat într-o altă țară, pentru o vreme îndelungată, la vremea roadelor a trimis la vieri un rob care se dea partea lui, vierii l-au bătut, l-au trimis înapoi cu mâinile goale, a mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au bătjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale, a mai trimis un al treilea rob și l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac?
am să trimit pe Fiul meu, pe Fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată, moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Și cei care au auzit parabola lui Iisus s-au întrebat: dar ce vrea să spună? Pentru noi acum este evident, dar ei nu-și dădeau seama că vierul, stăpânul vie, este Dumnezeu, că cei care au fost trimiși robii erau prorocii trimiși de Domnul, unul după altul, dar poporul Israel l-a respins, în final a trimis pe Fiul, pe cine? Pe Iisus Hristos, și l-a omorât și pe El. Era o anticipare a jertfei lui Hristos. De aceea, cei care au auzit au dorit explicații cumva și Iisus le spune ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: piatra pe care o lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Era un citat din Psalmi, Psalmul 118. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Da, nimeni nu înțelegea, dacă n-aveai Duhul lui Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și cărturare însă au simțit ceva și din acel moment spune că au căutat să pună mâna pe Iisus, dar se temeau de norod, pentru că pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Dumnezeu te avertizează. Uneori prin parabole, uneori prin visuri, uneori prin vedenii, uneori prin suferință. Dumnezeu trimite mesageri să te avertizeze. Cum răspunzi la aceste semnale de avertizare ale lui Dumnezeu? Cei din vremea lui Iisus, în loc să se cerceteze, s-au sfătuit cum să-L omoare pe Iisus. Există o vreme a cercetării când Dumnezeu își arată compasiunea, își arată răbdarea, te mai las. M-am gândit la două exemple din Biblie. Primul este legat de orașul Ninive, oraș însemnat în acea vreme. Dumnezeu trimite un proroc pe nume Iona, care să-i avertizeze că dacă nu se pocăiesc, vine pedeapsa lui Dumnezeu. Și prorocul pătrunde în cetate, vestește judecata lui Dumnezeu și începând de la împărat până la ultimul om, până la vite, tot se îmbracă în cenușă, în semn de umilință și cer Dumnezeului cel adevărat să schimbe hotărârea. Și Dumnezeu se lasă înduplecat și nu lovește orașul și iartă poporul pentru că s-au pocăit și au plâns păcatele și Dumnezeu le-a dat iertarea. Le-a dat o vreme de cercetare, le-a dat avertizări. Avertizările, rețineți, sunt doar semnul milei, compasiunii lui Dumnezeu. Doar te avertizează. Dumnezeu vrea să vadă ce vei face atunci. Ninive s-a pocăit și Dumnezeu a iertat cetatea aceea. Mai mult în Noul Testament însă și citesc în Faptele Apostolilor 17 despre Apostolul Pavel care vizitează un alt oraș însemnat, Atena, dă acolo de niște filozofi și intră în dialog cu ei.
Și Pavel, într-un mod diferit decât prorocul Iona, îi avertizează, le aduce un mesaj filozofic, pe măsura lor. Îi laudă că sunt religioși și începe să le vorbească despre agnostoteos, despre Dumnezeul necunoscut. Și spune că acest Dumnezeu pe care îl propovăduiește este Dumnezeu care a creat lumea și tot ce este în ea. E Dumnezeu care susține absolut totul. E Dumnezeu care a făcut pe toți oamenii. E Dumnezeul care a pus în fiecare ființă umană dorința după transcendent, dorința de a-L căuta pe acest Dumnezeu, măcar că îl caută bâșbâind, dar se poate găsi. Și când ajunge aici, apostolul Pavel spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul, se referă la Iisus Hristos, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Filozofii au respins acest mesaj. N-au putut concepe o înviere, n-au putut să gândească că Dumnezeu este personal, că Dumnezeu cere pocăință, întoarcere la El. Dumnezeu știe că există vremuri de neștiință, zice apostolul Pavel în predica lui. Știe, ați fost în neștiință, dar astăzi nu mai poți să spui că nu cunoști. Uite, ți-l prezint pe acest Dumnezeu. Trebuie să crezi în El. Și cei de acolo și-au bătut joc de apostolul Pavel și de mesajul lui. Deci, Dumnezeu le-a dat avertizări. Dumnezeu ne dă tuturor avertizări. Sunt perioade de compasiune acestea. Când Dumnezeu îți dă câte un semnal, nu mergi bine, îți trimite un mesager, un predicator, îți trimite un vis, îți dă un vis, îți dă o vedenie, da, un cuvânt de la cineva. Sunt anumite circumstanțe în care Dumnezeu te lasă, circumstanțe care să te avertizeze. Ele sunt semnul compasiunii lui Dumnezeu. El vrea să îți dea iertarea, să-ți dea siguranță, să-ți dea pacea lui. El își arată mila întâi. De aceea asculți acest mesaj. Pentru că Dumnezeu e milos și bun. În această vreme a cercetării, Dumnezeu își arată compasiunea prin faptul că își prelungește răbdarea cu tine. Dumnezeu nu este ca omul care să judece repede, pripit, să ia hotărâri pripite. Dumnezeu are îndelungă răbdare, spune apostolul Pavel în Roman capitolul 2, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îndelunge răbdări a lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În Luca 9 citim despre doi ucenici al lui Iisus, Iacov și Ioan, doi frați de corp. Ei aveau o poreclă, fiii tunetului, probabil datorită temperamentului lor. Pentru că uitați ce s-a întâmplat. Grupul lui Iisus trebuia să se odihnească undeva, zăresc un sat al samaritenilor. Samaritenii nu prea se înțelegeau cu evreii de multe sute de ani. Oricum, când trec prin acest sat, vor să rămână, samaritenii nu-i primesc. Și cei doi băieți, temperamentali, hotărăsc următorul lucru, se duc la Iisus și spun, Doamne, uite, avem un precedent. Avem un precedent, prorocul tău Ilie, când a văzut așa lipsă de ospitalitate și irreverență, s-a rugat și a căzut foc din cer și a mistuit pe niște proroci. Vrem să facem și noi la fel cu samaritenii ăștia. Cum să nu ne primească pe noi?
Doamne, dă nevoie să ne rugăm să coboare foc din cer și să-i mistuie pe toți. Și Domnul Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Noi ne-am pierdut răbdarea cu unii. Noi suntem cei care punem etichete foarte repede. Ăsta e mântuit, ăsta nu e mântuit, ăsta mai are puțin. Da? Ne permitem lucrul acesta, facem pe Dumnezeul în viața unora. Și asta ne va costa, poate chiar pe noi. Dar Dumnezeu nu-i ca noi. Dumnezeu este plin de compasiune și de milă. El se uita, Iisus, se uita la satul acela a samaritanilor, că era plin de oameni, de suflete. El n-a venit să le piardă, ci să le salveze. Așa cum atunci când s-a uitat peste Ierusalim, a văzut suflete acolo. De aceea a plâns și a arătat compasiunea. Compasiunea noastră are limite. Compasiunea lui Dumnezeu e nelimitată. Limitele sunt date doar de împietrirea inimii noastre. De aceea n-ai voie să ignori vremea compasiunii. Câtă vreme mai ești în viață, câtă vreme mai poți asculta, înțelege ce spune Dumnezeu, ești încă în perioada de cercetare. Perioada de compasiune. Îi mulțumim lui Dumnezeu că e un Dumnezeu bun și milos și iertător și îndelung răbdător și este gata să ne ierte. Dar dacă inima ta se împietrește, nu mai este nimic de făcut. Nu mai este nimic de făcut. Întorcându-ne la textul nostru, văd al doilea lucru aici. A fost o zi a compasiunii adevărat, dar a fost și o zi a cunoașterii. Iisus spune, dacă ai fi cunoscut și tu în această zi, măcar în această zi, lucrurile care să-ți aducă pacea. Vedeți, Ierusalimul n-avea deloc pace. Intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim n-a fost deloc triumfală. A fost pentru câțiva, dar pândarii erau acolo. Cei care îi doreau moartea abia l-așteptau. Ierusalimul, ca oraș, să știți că era frământat, dar era ocupat de o putere străină. Israelul era sub dominația romană de mai mulți ani, se formaseră aici colo grupuri rebele, mulți evrei au fost omorâți, răstigniți, pedepsiți cu moartea pentru răscoală, pentru răzvrătire, pentru nesupunere. Taxele erau mari, ca astăzi. Umilința era pe măsură. Nu ai pace când taxele sunt mari. Dar pe lângă această neliniște, să zicem, socială sau politică, era o alt fel de neliniște, o neliniște spirituală. Oamenii n-aveau pace sufletească. Își pierduseră pacea. Iată de ce. Știți bine că poporul acesta, Israel, n-a mai fost cercetat de Dumnezeu de sute de ani. 430 de ani după moartea ultimului proroc prin care Domnul a vorbit, Dumnezeu n-a mai dat niciun semn, nici o descoperire. Un popor care era dezechilibrat, descumpănit, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a urmat exilul și apoi 430 de ani Dumnezeu n-a mai vorbit acestui popor. Nu mai erau proroci, nu mai erau descoperiri. Poporul fără descoperire dumnezeiască, spune în Proverbe 29,
este fără frâu, sau în altă traducere, când nu mai este viziune, poporul piere? Adică era un popor orbecăind în întunericul spiritual, nu mai avea direcție, nu mai avea orientare. Vine Ioan Botezătorul, dintr-o dată un alt gen de proroc, care dă primele semne ale pocăinței, ale schimbării, ale milei lui Dumnezeu, pregătea calea Mesiei și ei îl omoară. Vine cel Mesia, cel așteptat, și ei îl răstignesc. În aceste condiții, Iisus stă să uită peste oraș, vede tot ce va urma, că în loc de pace va fi război, în loc de mântuire va fi pierzare. El a stat în mijlocul acestui popor și le-a slujit, i-a vindecat, le-a adus cuvântul vieții, a scos demon din ei. Au avut o vreme de cercetare, dar au ignorat-o. Au avut în mijlocul lor pe singurul care putea să le dea pace sufletească și nu l-au cunoscut. Iată a doua lecție pe care trebuie să o învățăm noi. Lecția este aceasta. Vremea cercetării este o vreme când poți cunoaște lucrurile care să-ți dea pace. Există o vreme când poți cunoaște lucrurile care să-ți aducă pace în suflet. Există un tip de cunoaștere care te poate elibera. Nu e vorba de cunoaștere speculativă, rațională, care doar informează. E vorba de un gen de cunoaștere experiențială, cunoaștere personală, care salvează. O cunoaștere care îți aduce pace în suflet. De ce n-ai pace în suflet? Un motiv poate fi acesta, pentru că nu mai ai călăuzire, nu mai ai descoperire. De aceea ești tulburat, ești neliniștit. Există însă lucruri care pot să-ți aducă pacea, spune Iisus Hristos. Și când mergi greșit, când n-ai călăuzire, când n-ai viziune, când n-ai revelație, greșești, ești nesigur. Dar există lucruri pe care le poți cunoaște din nou și să ai pace din nou. Pentru că sufletul se hrănește cu alt fel de lucruri decât se hrănește trupul. Varianta lui Iisus era aceasta. În Ioan 14 cu 27 citim când Domnul nostru vorbea ucenicilor că trebuie să plece. Ucenicii s-au panicat. Iisus vede că ei se tulbură și le spune așa, Ioan 14 cu 27, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Există o pace pe care Hristos o promite, pe care numai El o poate da, lumea nu ți-o poate da, indiferent câte calmante ei, că bei, că iei droguri, că faci tot felul de lucruri ca să uiți, să-ți speli cugetul. Nu, 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 acestea nu ți-aduc pacea. De fapt, sunt o păcăleală. Pacea adâncă, adevărată din suflet, nu ți-o dau acestea, ci ți-o dă relația cu El, cu Hristos. Relația cu o persoană. Ca să fac o paralelă, am văzut oameni care au fost foarte frământați în viață, dezorientați. Când au cunoscut pe cineva și s-au îndrăgostit, s-au căsătorit, s-au echilibrat. Relația cu o persoană poate să-ți aducă pace, pentru că își găsești corespondentul. Nu mai ești singur, găsești relația. Hristos spune, eu sunt aici să vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dau de lumea. Este relația cu mine care aduce pace. Asta înseamnă să-i crezi cuvintele Lui.
Asta înseamnă să te încrezi în promisiunile Lui. Asta înseamnă să gândești ca El. Asta înseamnă să trăiești ca El. Asta îți aduce pace. Și El era acolo, în mijlocul Israelului. Și nu L-au cunoscut. L-au batjocorit, L-au acuzat de tot felul de lucruri murdare. Că are demon în El. Că dezechilibrează social. Că e o sursă de răzvrătire. Că e eretic. Câte acuze n-au venit asupra lui Iisus? Și El era acolo. Că să le aducă pacea. Există lucruri care îți aduc pacea în vremea cercetării. Numai atunci. Există o perioadă când Domnul te cercetează și vine să-ți aducă pacea. Vine Hristos să te cerceteze. Vine Evanghelia să te cerceteze. Auzi despre harul iertării. Auzi despre bucuria speranței viitoare. Auzi despre împăcare, despre înfiere, despre faptul că poți ieși din întuneric. În perioada aceasta de cercetare, Dumnezeu îți poate da cunoașterea lucrurilor care să-ți aducă pace. Dar trist este pentru Israel ce spune Domnul nostru, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Există o vreme când poți vedea clar aceste lucruri, când înțelegi cuvântul. Predica, când înțelegi cuvântul, poate printr-o cântare, există o vreme a cercetării, dar poate veni vremea când toate acestea ți se vor ascunde. Vei auzi predică și nu vei înțelege cuvântul. Îți va da Dumnezeu vedenie și nu vei pricepe despre ce e vorba. Îți va da suferință și în loc să te îndrepte spre Dumnezeu, vei începe să blestemi? Pentru că îți trebuie o inimă curată ca să cunoști lucrurile acestea. Dacă inima ta e împietrită, nesinceră, nici Dumnezeu nu mai poate face nimic. Dar dacă îți deschizi inima, Dumnezeu poate schimba orice inimă. Și vei înțelege lucrurile duhovnicești. Omul duhovnicesc va pricepe lucrurile duhovnicești. Aceasta este vremea cercetării. Vremea cercetării înseamnă vremea în care poți cunoaște lucrurile care să aducă pacea. Și nimic nu se compară cu Domnul Hristos, care El însuși se oferă să aducă pace. Nimic nu se compară cu Evanghelia Mântuirii, care vine să-ți arate dragoste, iertare. Mai am încă un gând din text. Această zi a fost o zi specială, într-adevăr. A fost o zi a compasiunii. A fost o zi a cunoașterii. Dar a fost și o zi a cercetării. Iisus spune spre final, toate aceste lucruri se vor întâmpla cu tine, Ierusalime, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Israelul n-a cunoscut că Dumnezeu era acolo, pentru că nu s-a lăsat cercetat. Evreii nu cunoșteau în sensul că nu puteau discerne că erau tocmai atunci cercetați de Dumnezeu. Vedeți, Iisus nu le spune acestora că vor fi condamnați pentru că sunt imorali sau pentru că au distrus cuvântul prin tradiție, prin datinile lor. Nu le spune că vor fi condamnați pentru că sunt ipocriți. Domnul le spune vor fi condamnați pentru că nu s-au lăsat cercetați. Câte privilegii au avut acești evrei? În Roman, capitolul 9, primele versete, citim privilegiile evreilor.
Pavel face un sumar și scrie așa, vorbind despre el că și Pavel era evreu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, căci simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Același sentiment de compasiune a lui Pavel față de Israel. Căci aproape să doresc să fie eu însumi anatema, adică despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujbă duhovnicească, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Vedeți câte privilegii înșiră apostolul aici? Un popor ales, un popor răsfățat. Dumnezeu le-a dat tot ce a avut nevoie, doar să asculte. Le-a dat miracole. I-a condus el însuși, teocratic. Au avut parte de lege divină, de patriarhi. Și n-au beneficiat de toate aceste privilegii. Iată ce citim în Matei 23, versetul 37 și 38. Tot în același context. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se lasă casa pustie. N-ați vrut! Ce trist! Dumnezeu să-ți dea atâtea privilegii, să-ți extindă vremea cercetării și tu să nu vrei, să nu vrei mântuirea. Iată a treia lecție pe care o învăț. Vremea cercetării este atunci când te lași cercetat de Dumnezeu. Vremea cercetării nu este doar o vreme în care Dumnezeu doar are răbdare, doar te avertizează. Vremea cercetării este pentru ca să te lași cercetat de Dumnezeu. Există o vreme în care Dumnezeu își intensifică vizitele la tine, în viața ta. Problema este, poți tu discerne, poți să-ți dai tu seama de acest lucru, că Dumnezeu te cercetează. Pentru că uitați, Iisus a venit la poporul Israel, foarte puțin însă l-au primit pe Hristos. Majoritatea n-au realizat, n-au înțeles, n-au vrut să fie cercetați. Știi că această perioadă din viața ta este o perioadă de grație, de cercetare. Că tot ce faci și ce ai poate fi considerată o vreme a cercetării. Ce vei face în această perioadă? Eu îmi amintesc foarte bine în viața mea momentele când Dumnezeu m-a vizitat cu adevărul, cu lumină. Momentele în care El mi-a arătat exact ce trebuie să schimb. A fost momentul cercetării. Îmi amintesc foarte bine de anumite predici, de anumite expresii din predici, când Dumnezeu mie mi-a vorbit. Îmi amintesc foarte clar când Dumnezeu mi-a vorbit prin semne. Îmi amintesc foarte clar când Domnul m-a iertat și i-am dat niște promisiuni atunci. Câți n-au mărturisit
că, da, au fost cercetați, dar n-au răspuns. De curând vorbeam cu cineva care mi-a înșirat de câte ori Dumnezeu i-a vorbit clar. Dar era comod. Nu vrea să lase anumite tabieturi, obiceiuri, mărunte. Nu putea sacrifica băutura, prietenii. Îmi tot înșira câte realizări a avut el, cum le pierde dacă dă sens și ascultă cuvintele, mesajul lui Dumnezeu. E foarte greu să mai spui ceva în fața acestor oameni. Mai mult nu poți, îi aduci cuvântul. O, înțelege? Atunci va răspunde el singur. Cum ai reacționat atunci când Dumnezeu te-a vizitat? Special pe tine. Te-ai lăsat cercetat? Pentru că e una să realizezi doar că e vremea cercetării. Da, uite, Dumnezeu e bun, e răbdător cu mine, dar știi că aceasta are o limită. Aici e problema cu izraeliții, spune Domnul nostru, am vrut să vă strâng așa cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Dincolo de voința ta, Dumnezeu nu poate trece. Da, El vrea să-ți încline voința, El îți dă tot ce trebuie ca să crezi. Te copleșește cu dragostea Lui. Te vizitează mereu. Dar există un moment în care această vreme a cercetării se oprește. Când tu nu mai vrei, când tu nu mai discerni, când decizi să respingi pe Domnul, aceste vizite nu se vor mai repeta. Asta înseamnă să te decizi ori vii la lumină, ori rămâi la întuneric. Domnul nostru, Ioan capitolul 3, versetul 17, spune: Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Așa de direct este acest text. E ca și cum te hotărăști, stai în întuneric sau vii la lumină. Da, la lumină ți se vor vedea ridurile, nu mai te ajută machiajul spiritual. La lumină, într-adevăr, se vede că ești vulnerabil, la lumină se vede că nu ești ce ai fost până atunci, dar cel puțin stai în lumină. Cel puțin ești transparent, ești sincer. Când Dumnezeu te vizitează, trebuie să te decizi. Astfel de vizite nu ne lasă acolo unde ne-a găsit. Este o vreme așadar când Iisus arată compasiune pentru starea ta. El plânge, nu fără demnitate. Însă păcatele noastre care continuă nu vor putea opri judecata lui Dumnezeu. Vremea cercetării poate trece, inima ți se poate împietri,
poți să nu mai fii sensibil și vizite noi s-ar putea să nu mai ai și Dumnezeu să nu te mai cerceteze. Problema este de decizie, dacă tu vrei să te lași cercetat sau nu. Există o vreme a cercetării când poți avea parte de milă, de compasiune, de plâns. Am gândit, oare ce-l face pe Iisus să plângă? Lipsa dedicării noastre? Pierderea pasiunii noastre? Sau păcatul nostru? Faptul că suntem morți, insensibili în păcatele noastre? Poate că El plânge mai degrabă refuzul nostru de a ne lăsa cercetați. Faptul că ignorăm vizita Lui în inima noastră. Iisus este însă gata să se facă cunoscut, să devină pacea ta. El vine să restaureze ce stricat în tine, să-ți aducă viață. Pentru aceasta îți dă o vreme de cercetare, să te lași cercetat. E o chestiune de voință. În final, la aceasta se reduce totul. Vedeți? O zi care pentru Israel a fost finalul unei vremi de cercetare. Din acea zi n-a mai fost cale înapoi. Iisus a fost răstignit, a murit, a înviat într-adevăr, dar a înviat pentru biserica Lui. Oricât își iubea poporul, oricâte privilegii a avut acest popor, a fost o vreme când totul s-a încheiat. Același principiu se poate aplica și cu tine. Ai privilegii? Dumnezeu îți dă compasiune, îți dă cunoaștere de El. E gata să se ofere pe El. Dar dacă tu nu vrei să-L primești, dacă tu nu vrei să asculți, vremea cercetării se va încheia. Și urmează judecata. Am o poezie de final compusă de Costache Ioanid. Chiar așa se intitulează, O zi de cercetare. Și cred că se bazează și pe acest mesaj al Domnului Iisus Hristos. Iată poezia. O zi de cercetare are oricine. O vreme de întâlnire cu Iisus. Cum îl primește aici, sau rău, sau bine, așa vei fi primit acolo sus. Și odată va porni convoiul în zare, din nou la vremea holdelor în spic, cu haine de lumină sclipitoare, cu pași voioși, cu ramuri de finic. Iisus va reveni, cum scrie cartea, și va lega în lanțuri pe Satan, va nimici pentru vecie moartea, va întemeia eternul Canaan. El va aduce veșnica cetate, Ierusalimul gloriei de sus, zidind din aur și din nestemate în răsăritul fără de apus. El va veni cu îngerii cei vrednici și de convoiul celor drepți urmat, căci cel respins de preoți și de sfetnici a fost sfințit de Tatăl ca împărat. Vei fi și tu acolo? Sau în jale? Alege între glorie și scrum, că sfânta zi a cercetării tale, prietene, e ziua de acum. În fața ta e drumul către viață, fă primul pas, acum nu zăbovi, căci veșnicia care îți stă în față atârnă toată de această zi. Amin.
astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Apostolul scrie în Evrei 3, fraților, luați seama ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care se va desparte de Dumnezeu cel viu. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Binecuvintează pe Dumnezeu că mai ești în vremea cercetării. Dacă ai venit aici și dacă asculți acest cuvânt, înseamnă că inima ta dorește pace. Încă mai ești în har, încă mai ești în grafic, încă Dumnezeu e gata să-și arate compasiunea și față de sufletul tău. Doar să-L primești, doar să-L accepți. Fă o rugăciune să nu pleci ca și cum ai venit. E vremea să plângi tu acum, să-ți plângi păcatul, să te întorci la Dumnezeu și El te va primi. Asta e promisiunea. Avem un Dumnezeu mare, bun și milos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Aș vrea să mă rog pentru voi. Așa cum stăm, ne plecăm înainte Domnului. Să ne ridicăm cu întreaga adunare. Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea Ta care s-a înnoit față de noi și în această dimineață. Îți mulțumim, Doamne, că mai este vreme de har. Îți mulțumim, Doamne, că suntem incluși în acest har prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, că Îți iubești biserica și că vremea cercetării nu s-a încheiat. Îți mulțumim, Doamne, că Ți-ai extins răbdarea și față de noi și astăzi. Și ești gata, Doamne, să dai iertarea și astăzi celor care își deschid inima pentru Tine. Doamne, ești un Dumnezeu așa de bun și plin de compasiune. Ești un Dumnezeu care Te-ai jertfit, Te-ai dat, L-ai dat pe Fiul Tău pentru noi. Să mulțumim, Doamne, pentru jertfa Lui. Să mulțumim că ne-a mântuit, ne-a eliberat. Mă rog însă, Doamne, pentru cei care se împotrivesc încă cuvântului Tău, Duhul Tău, cel puternic, să-i cerceteze și pe ei, să le schimbe inima. Mă rog, Doamne, pentru toți tinerii care nu mai au sensibilitate față de cuvânt, să Te înduri de ei și să le străpungi inima și lor. Și nouă tuturor, Doamne, ajută-ne să prețuim această vreme de cercetare, de har, să mulțumim pentru ea. Binecuvântat să fii și pentru această zi, pentru harul vieții, pentru cuvântul vieții. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.
afla.